tare tuturor! După ce mi-am căutat cardul timp de 45 de minute ca să pot să filmez acest clip, revin cu un clip de shopping pentru că realizez că am un malder de haine noi pe care trebuie să vi-l arăt ca să vedeți și voi ce mi-am mai cumpărat. Am să încep cu gențile și încălțămintea pentru că sunt mai puține. Prima geantă este de pe Shein. Și este aceasta micuță cu franjuri super, super cute. Și să mai zic, are franjuri, e mică și este noua mea geantă de ieșit în oraș, că nu vreau să car prea multe. E destul de mică, e că abia mi-e încap telefoanele în ea, dar e prea drăguță ca să o iau. Mi-a plăcut foarte mult, mai ales că acum se poartă franjurile, plus că la un dat am avut și ideea să fac un clip de styling cu cum să porți franjuri. Este foarte posibil să-l mai fac, mă gândesc, nu știu, vreți să mai fac un clip de styling, pentru că sincer n-am mai făcut de mult un clip de styling. Adică pe partea de fashion m-am concentrat doar pe blog, unde evident trebuie să intrați să vedeți toate filmele mele. Dar până atunci aș vrea să-mi spuneți dacă vreți un clip de styling, simt că vorbesc așa total random, dar e genul ăla de clip. O altă geantă este aceasta de la Zeunda. Am fost sau C&D, depinde cum vreți să ziceți, eu zic Zeunda, nu știu de ce, dar fizibar, așa zic eu. Am fost la Zeunda și am luat mai multe chestii, pentru că pregătesc o serie de, adică, din seria Back to School, o să avem și un clip cu ținute și voi folosi foarte multe produse Zeunda. Și am luat această gentuță care mi se pare foarte drăguță și e potrivită pentru școală, e lejeră, e confortabilă, da. Plus că e la modă, se poartă maroul. Și sunt tonuri de pandă și trebuie să fim între. Și geanta mea preferată în ultima perioadă de câteva zile de când o am este aceasta. Opa, am murdărit-o de ruj. Este tot de la Zeunda și este senzațională. Un picuț cam grea de folosit până mă obișnuiesc eu cu buzunarul interior, care e un buzunar interior care e legat, unde poți să-ți pui portofel, telefon și toate cele și restul e sac și arunci înăuntru. Dar e superbă și așa se potrivește cu toamna și plus că se poartă mult verde, toamna aceasta mult khaki verde, e perfectă, chiar e perfectă. A, da, și aici se leagă. E geanta mea preferată și o port de 3 zile în continuu. Și nu o voi lăsa niciodată. Am o pereche de sandaluțe din Grecia. Sunt acestea, o să le vedeți foarte curând și într-o postare pe blog. Sunt foarte drăguțe, vreau o pereche de sandale negre pentru că am realizat că eu până la sfârșitul verii, sandale fără toc, aveam o singură pereche și acelea galbene pe care le-ați văzut de 1000 de ori. Și am zis, vreau o nouă pereche de sandale. Așa că mi-am luat o nouă pereche de sandale și mi-a plăcut că au fost negre simple. Au fost cam singurele negre simple pe care le-am găsit pe acolo. Au fost 15 euro și cam atât am de zis despre aceste sandaluțe. Sunt comode, total neașteptat sunt comode. Mai că nu prea plac sandalele cu chestiile astea, dar că nu o să merg chiar atât de mult în ele și merg. Și vedem la anul ce mai facem, dacă mai folosesc în... Următoarea pereche de pantofi și ultima pereche de pantofi este tot din Grecia cumpărată și sunt niște ghetuțe. Sunt acestea. Vi le arăt așa pe rând. Îmi place foarte mult tocul, pentru că este auriu, îmi place că este comod, îmi place că au lanț auriu, îmi place că sunt negre cu auriu, practic. Și acestea au fost 12 euro. Vă dați seama că nu sunt cine știe ce, oricum erau la reducere, da, sunt piele ecologică, arată bine, sunt foarte bine realizate, adică detaliile de realizare sunt bune, ceea ce mi-a plăcut. Adică nu există ațe din alea ieșite sau lipite prost sau știți că la 12 euro mă așteptam să nu fie senzaționale, dar arată foarte bine și abia aștept să le port și să fac ținute căle pentru că sunt superbe, superbe. I can't wait. Și acum să trecem la haine. Am să încep cu această geacă de pe Romve, pentru că mai nou achiziționez chestii și de pe Romve. Tot așa, tot așa. Este gecuța aceasta de blugi care are hanorac incorporat. Și ce mi se pare super tare, că eu gen vestă de blugi din aceea
foarte hip-hop old school și am zis că se potrivește foarte bine acum cu perioada asta, plus că îmi place stilul. Dar ce îmi place este că geaca e geacă și vesta e vesta, adică poți să porți și vesta separat, poți să porți și geaca fără hanorac, dacă vrei să fii și mai old school și să scoți elementul de hip-hop. Super! Asta mi-a plăcut foarte mult. Nu știam din poze că o să fie așa, adică mi-am asumat să fie lichide, dar faptul că sunt două piese separate mi se pare și mai cool și... practic, cumperi o piesă vestimentară și e parte de două. Următoarea căinuță este o bluză. Este genul ăla de tricot, adică bluză tricot. Este de la Țeunda. Este gri, simplă, lungă. Este într-adevăr foarte lungă. Ar putea fi purtată cu pantalon scurt, cu pantalon lungi, cu colanți. Merge foarte, foarte bine. V-am zis că am luat mult Țeunda. Tot de la Țeunda este această vestuță. Are o vestuță din aceea waterfall, simplă, crem, superbă, arată foarte bine și se potrivește foarte bine acum cu toamna, pentru că în zilele în care e destul de răcoros poți să-ți iei o cămașă sau o bluză cu mânecă lungă și pur și simplu pui vesta asta deasupra și totuși îți mai ține ceva în plus. Eu am purtat-o chiar și cu tricou și a fost foarte ok pentru perioada în care mai bătea vântul sau ceva, adică îți ține la spate ceva, chiar dacă, adică, nu știu, la mâini nu-mi se face așa de frig. O altă bluză senzațională pe care am și purtat-o și de care m-am îndrăgostit este această cămașă khaki. Se poate vedea, e perfect în trend, adică navy, military style, military style, așa. Și este lungă, lungă, lungă. Ar putea fi purtată ca o rochiță. Merge. Eu am purtat o semi-rochiță, adică era, arăta ca o rochiță, dar în caz că se ridica cumva cămașa, aveam niște pantaloni scurți de blugi pe dedesubt. Nu prea îi vedeai, nu te dai seama că așa aveam pantaloni pe dedesubt și părea roche, dar în caz că aveam vreun incident, eram asigurată. Și așa v-aș recomanda și vouă să faceți. Trebuie să vă luați o pereche de pantaloni foarte, foarte scurt, că e măsura M și de asta mie atât de lungă, dar arată bine că e foarte lejeră și fiind dintr-un material fin, se așează frumos pe corp și nu arată mare. Cred că este ultimul lucru de la Țeunda. Este un hanorac crem, care mie mi-a plăcut foarte mult. În primul rând, n-am niciun hanorac deschis la culoare și mi-a plăcut acest guler super drăguț, care arată foarte bine, ține de cald și... aș spune eu că este un picuț mai feminin față de hanoracul cu glugă, pentru că rămâne așa gulerul în zona asta și dă impresia de stau așa, poate fi purtat eventual cu niște ghetuțe cu top și atunci devine și mai feminin, de fapt asta a fost și ideea că l-am cumpărat. Și totuși față de glugă e mai feminin și mai cute. De pe Romve mi-am luat o cămășuță foarte drăguță pe care abia aștept să o port și să vă arăt într-o postare de vlog. Este aceasta, este neagră cu buline. Cred că am o mică obsesie pentru cămășuțe în ultima perioadă și bluze dintr-un material foarte fin și foarte lejer și foarte fluflu. Da, am o mică obsesie pentru genul ăsta de bluze, dar încerc să le evit pe cele într-o culoare deschisă pentru că se vede bine. Așa că neagră cu buline e perfectă. În primăvară mi-am luat un hanorac de pe Shein care s-a stricat și sincer l-am purtat de două ori doar și m-am supărat și am zis că băi, sincer vreau să-l mai port pentru că, nu știu, pe lângă faptul că se potrivește acum cu trendurile de toamnă, iarnă foarte bine, mi-a plăcut mult că de asta l-am cumpărat și l-am mai cumpărat în dată. Și este acesta. Îl știți. L-ați văzut într-o postare de vlog, așa că nu cred că trebuie să vi-l arăt mai mult, dar dacă trebuie, este un lovăraș lung. Pictat cu albastru și auriu, el este negru, nu are nasturi, se pune pur și simplu așa deasupra ținutei și arată foarte bine și iese foarte mult în evidență. Am mai luat ceva cu franjuri. Mai am două chestii cu franjuri, pentru că v-am zis că planuiam să fac un clip în care să vă explic cum s-a sortat franjurile. Iar chestia asta pe care am cumpărat-o este genială. Este acest kimono, care până pe aici e material și de aici până în pământ
infranjuri, ombră. Cât de tare e, cât de tare e, este genial. Presim că am o să mă puneți să fac acel clip cu franjurile, nu-i așa? Și probabil piesa mea preferată de pe Shein este această geacă, evident, cu franjuri. Este din piele ecologică, nu are fermoar sau ceva, adică e genul de geacă care o pui deasupra. Are franjuri aici în față, are franjuri în spate și vine tăiată exact la mijloc și în față e un pic mai lungă, e genul ăla de... Mie îmi place să le zic haine bob, pentru că exact ca o tunsă are bob, la spate mai scurt și în față mai lung. Le spun că se numește high-low, dar din pe dos, dar eu le zic bob. Deci am o geacă de piele bob. Bun, acestea au fost toate cumpărăturile mele. Sunt destule, adică mie mi se par destule, am un Mulder aici lângă mine pe jos. Da, le-am pus pe jos. E curând, să știți. Sper că vi s-a părut interesant acest clip și v-am dat câteva idei despre ce să vă mai cumpărați pentru toamnă. Tot ce vedeți aici eu am luat pentru toamnă, așa că vor veni multe ținute cu articolele astea. Aveți un link în descriere către postarea de vlog unde găsiți linkurile cu toate produsele menționate în acest clip. Și ne vedem vineri cu un nou clip din seria Back to School, continuăm cu cel de-al treilea machiaj. Și până atunci știți voi să aveți o săptămână frumoasă, o zi cât mai însorită, să nu plouă, să fie drăguț afară, nici prea cald, nici prea frig, să vă purtați tocurile, să vă dați cu ruj, să vă aranjați, să zâmbiți, să fiți fericite. Vă pup și ne vedem bine! Pa, pa!